Sau noi taie boșul și bine am găsit la un nou episod de Fortnite. Mergeți pe canal, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe, un share, să apăsați și pe clopoțel să primiți notificările acolo, să avem cât am activat pe acest canal, să fiți acolo cu tot ce postez și pe comunitate, ca să nu neapărat să dați like pe comunitate sau să comentați, dar măcar știu că vedeți ce postez și na, poate că voi dau să votați ceva și vă rog să votați, așa că hai să jucăm niște solo. Încă o dată vă spun să apăsăm butonul de like, să spunem 20 de like-uri. V-am făcut pe comunitatea acolo să alegeți între ce postăm în următorul video. Fortnite, God of War sau Resident Evil 2. Și voi ați ales toți Fortnite. Săracul God of War a avut 3 voturi, Resident Evil cred că 2 și restul Fortnite. Din 17 fucking voturi. Deci voi ați votat. Deci 5 oameni au votat acele două jocuri. Și în rest 12 oameni au votat Fortnite. Deci superb, nu? Și acum am început să facem acest videoclip. Să văd că au votat încă au votat încă 5 sau 7 sau au votat mult mai mulți și era God of War peste Fortnite. Și am votat Fortnite. Cred că na, cum ar fi? Dar cred că nu. Bun, 100 player, în asta, mergem în Leaky Lake. Bă, n-am vrut să postez până acum Fortnite, am zis că... Joc destul de prost când atacă cineva, gândărași pe mine, pentru că, na, am chestia aia să-mi panichez. De exemplu, episodul trecut am vrut să mai postez un video, mai avut o tentativă de postat. Și ți-ai găsit că am făcut, m-a atacat unul pe la spate, frate, am zis de unde trage. Și m-am urât și am zis, bă, să postez așa ceva, bă, nu postez. Am zis că e nașpa rău, că nu... Spuneți că nu s-a ceva de genul, dar chiar n-am avut să-i fac lor în caz că postam acel videoclip. N-am vrut să-l postez. V-am să postez și mai bune meciuri. Și dacă mă întrebați de promovare, ce cu promovare, ce n-am postat dat promovare, este pentru că s-au strâns mai 9 like-uri și v-am strâng 15. Așa că până se strâng 15 like-uri, atunci când se vor strânge 15, atunci vom face și noi video cu promovări. Nu bea mi-aș cerut așa mulți promovări, așa că, cum să spunem, mai bine și pentru mine, adică... Fac așa mai puțin, deși trebuia să fac cât mai mulți. Ca pe acest n-am probleme cu voi să spuneți că de ce mi-am făcut și mie, ce mi-am făcut și mie. Mulți n-au șerut, am doar vreo 9 comentarii la video ăla, cred că da. La video cu promovare am doar 9 comentarii. Și cred că 5 dintre ele erau cu promovări. Restul boșilor, nimic de promovări, ce să mă rage, bă. Poate un promo ceva ca înainte. Cum, când erau vreo 5, cum erau vreo 5 persoane care erau promo, dar acum a fost foarte puțin. Cred că a fost foarte puțin din cauza faptului că am postat după acest cu promovări, acel videoclip de reacție și mulți s-au uitat la multe avem notificarea la reacție. Nu mă uitați pe canalul meu, mulți avem notificarea și. Depinde de YouTube acum. Avem notificările. Am găsit și un shotgun. Nice. Bun, hai că vreau să mă concentrez, să nu pierd așa ca idiotul. Ok. Cam nu știu trecut de nu știam unde ne trage, pentru că chiar nu știam de unde trage. Mi-a zis, what the fuck, de unde trage ăsta. Iar mă, chestia de aia. Măcar acum, dacă vine un oraș pe noi, îi dau un coloc la un și cred că îl zburăm. Cred, nu știu. Ne uităm atent, ea se bat acolo, deci m-aș băga ca asta ce ca să mor, nu boss, nu mă bag. Ce-ar trebui, tot nu mă bag. Pentru că de ce m-aș băga într-o luptă care nu e a mea, știi? Avem arme destul de nașpa. Ok, am văzut pe ea care se bat acolo. Am văzut pe la care trage, dar noi aș vrea să mă duc în zonă eu mai mult. Mă pare că atât l-am văzut, știi? Dar ăla care trage nu l-am văzut mâncați.
Stai să-mi... Îl văd, deja am văzut pe ăla acolo, uitați-l de acolo. Dar nu știu cine trage. Normal că m-am văzut. Normal că m-am văzut. La ce zis, nu pot să-l omor pe ăla, trag în ăsta la altul. Trage pot, dar după altcineva, nu după mine. Mâncați-și. Că poate, na, cine știe, pare sniper, na, nu mă bag. Deci nu văd cu cine se bate în pana mea, dar... Hai să ne continuăm să mergem și în zonă, că dacă stau după ăștia e grav. Bun, m-am băgat în luptă, dar de ce? Că, na, poate avea sniperul ăla. De-aia prea era așa încăsător că mă bate. Și nu vreau să văd în comentarii. Comentarii de hate genul. Aaa, roge prost, ești la Fortnite, nu joci bine Fortnite, că joc mai bine ca tine, că am pățit, credeți-mă, am pățit. Da, am jucat Fortnite odată. Unde e riftul ăla? Știu din ce parte ar veni pe... Ok. N-am jucat treaba cu mine. Știi că a venit doată una mie pe live și a zis că mamă ce noob ești, nu așa se joacă. Nu se campează, nu știu ce, știi, și nu vreau chestii de genul, pentru că, până la urmă, fiecare joacă cum consideră el că îi e mai bine. Mie e mai bine să mă joc așa mai în defensiv, așa, pentru că de ce mă bag într-o luptă, că cine știe, poate ăla e pro, poate ăia se bată, poate ăla nu la vede pe celălalt și mă vede fix pe mine, mi s-a întâmplat. Eram o dată în top 5, se băteau 2. Și mă duc și acolo, poate iau, îl omoară pe unul și le-au prin surprindere, știi? Na, eu mă ales, că eram top 3 dacă se întâmpla chestia asta. Bă, nu, frate, ăla nu știu unde a dispărut, cel care se bătea. Și m-a văzut pe mine că vedeam spre ei. Bă, să-mi bat piciorul că a tras pe mine cu scarul. Eu n-aveam decât un asta trifle verde. Și nu mai știu ce, un pump, ceva. Oricum, avea foarte multe porcării, să spun așa. Cum iau și ăsta și ăsta? Bun, nu merg în salti, nu știu, aș merge aici. Dar am fost așa acolo și... Poate e cineva? Nu, cred că poți stai într-un portafort, dar în același timp cred că e, nu știu. Acest glider se vede și se aude și cred că schimb... Cred că umbreluțele sunt cele mai bune în Fortnite pentru mine. De ce? Pentru că... Uitați-vă ce sunet scoate astea pe zici că e traumatizat de soartă. Gliderul ăsta. Poate niște sunete groasnice. Și te mai au și playeri gen. Te aude că uite bă pe ăla mă cu gliderul ăla. Hai după el. Așa când te duci cu umbreluța. Poate doar te vede. Dar de auzit nu te aude. Și e ceva mai... N-aș pasă unde stă glider. Știu că e șmecher dar... Te costă. Să te audă gen. Că eu mulți la ce mă refer așa că... Nu e strict eu. Nu văd nici ce aici, sau? Hai să vedem, nu? A fost la ce s-a făcut. A fost la acest, văd acolo iteme. A fost o capcană? Nu a fost o capcană? Cine știe? S-a bătut cineva și... Bun. Părerea mea... Hei, ce-a fost aia? Cred că s-a auzit tot, a fost o rachetă, sigur a fost o rachetă, da. Dar s-a auzit așa, s-a auzit odată, pe aceea nu s-a mai auzit, pe aceea s-a... What the fuck, s-a auzit așa, ca un fel de întrerupe. Îmi drop aici, oai, să-l iau, bă, nu l-aș lua, de ce? Pentru că oricum vine greu, uite, să vă și pe unde e, a, bă, nu e aproape, dar nu-l iau, că... O să vinem mai mulți playeri pe aici, să-l ia.
Acum nu știu, cred. Nu știu dacă l-a văzut mulți, dar... Bă, hai să luăm, ce se poate întâmpla rău, nu? Ce acum aveți? Ce se poate întâmpla rău? Bum, snipe! Pune, frate, ce acum aveți? Ce se poate întâmpla rău? Bum, snipe! Bă, nu folosesc. Adică a fost de folos acest drop. Mergem în zonă. Taci un cretin. De unde? Mama lui știe. Deci nu l-am văzut pe cretinul ăsta. O să vină după noi oricând. Acel știe unde am ateriat și unde mă duc? Nu. Mâncați-și, dacă ăsta trăgea. Fiți atenți aici că ăsta trăgea. Cum ar fi, frate? M-a văzut sau nu m-a văzut? M-a văzut clar, dar... Ori doare în 3 litere... Da, doare în 3 litere de mine, deci... Nu e... Nu e problemă. Top mic, deși n-am făcut mai nimic meciul ăsta, niciun kill, și am registrat data cu niciun kill, deci asta mă întristează, adică ajunge așa fără să faci niciun kill, e atât de nașpa. Simți ca un noob de la care campează, nu ești noob, dar pur și simplu nu găsești pe nimeni și ești trist așa. Adică tu pur și simplu nu găsești, nu ai găsit pe nimeni sau ai găsit și a fost frică să te duci, pentru că le-ai văzut cam mai pro și n-ai găsit pe altcineva și te spui așa trist că bă frate, n-am niciun kill, ce mă fac, aoleo, sunt un mare noob, știi, și te gândești așa și ți-a moralul. Asta e singura mea problemă în acest joc, că mă panichez foarte ușor. Așa o scală, mă, sincer. Mă panichez super mega ușor. De ce mă panichez așa ușor? Nu știu. Tot timpul de câte ori ajung un top mic. Gen, dacă ajung un... Dacă sunt top maxim 50 și mă bag cu unul, sunt mai calm, gen. Bă, stai chill. Adică mă gândesc așa, bă, stau chill. Că sunt top 50. Nu, e o mare pierdere. Dar așa când sunt topul de-astea, gen, de la 10 în jos și văd că mă bag cu unul, mă panichez și zic, bă, frate, ce mă facă? Aparent pierd aici, nu mai sunt top 50, știi? Și ce mă facă? Îl văd pe ăla cum dă rush pe mine cu construcțiile alea imense și extraordinar de rapide făcute și eu aparent le fac foarte greu. Pentru că sunt pe PS, frate, ca să... Spun... Chestia să le explic mai pentru hateri care cred că ei sunt pe calculator și eu sunt pe PS și joc foarte prea. Și mai mult ca să nu mă plictisesc pe episod. Nu se întâmplă absolut nimic. Și pentru asta o fac. Deci da, asta cum vă spuneam, bă, fraților, vreau să spuneți în comentarii de genul, vă rog frumos, pentru că nu e ok, ok? Deci nu e, nu am închis asta, nu e ok, ok, dar încă o dată vă spun, nu este ok, poate voi jucați mai bine, poate vă sunteți pe calculator, pe PC, pe laptop, pe ceva ce se joacă mai bine Fortnite, și eu sunt pe PC care joacă mai greu Fortnite, gândiți-vă cât de... Greu te să apăs și pe toate astea de mai multe taste de foarte repede ca să pot să construiesc ceva repede. De-aia nici prea construiesc, de-aia nici prea mă bag pentru că e foarte greu să construiești. Mai mult pe PS face win mai altfel. Mamă, dacă aș face win acum aș juca ca noob în pana mea, adică am jucat ca noob, m-am primat pe toată harta ca un handicapat. N-am făcut nici măcar nimic, să zici că bă, ai făcut ceva, știi? Ai făcut două kill-uri. Și mai de mai cu unul și câștigi. Na, easy, da? Nu. Ce să găsesc pe aici playeri? Uite acolo, se bag playerii. Să mă bag? Logică, nu mă bag. Deci m-aș băga într-o luptă aiurea. Și nu vreau nici să campez, așa că o să mă duc așa prin jurul cercului. Așa încet încet până la ei. Până ei se vor omorâ. S-a omorât, ok. Ăla
scopo là. Bravo boss, ești pro player. Top 6 frații mei. Acest videoclip o să fie postat pe canal, pentru nu neapărat că am ajuns top 6 și am jucat ca noobie, ci pentru că vreau să postez în seara asta neapărat un videoclip cu ce ați votat. Că dacă nu postez nimic ar fi nașpa, că luni nu mai pot să postez, luni și am săptămâna la o școală și nu prea am timp seara, adică am de învățat lecții și vreau să postez weekendul ăsta acum. Dacă tot am timp să postez, am zis, bă, postez, frate, adică... Să stăm aici oare? Să stăm ca nubii. Stai că vreau să văd unde se strânge cercul. Vă stai aici până vreau să văd unde se strânge cercul. Ca să nu mă prind pe hartă ca un handicapat, știi? Hai să vedem. Unde se va strânge acest minunat cerc? Stai să vedem. Hai că mai sunt câteva secunde și vreau să văd unde se strânge cercul. Hai bă, mai puțin. Dacă nu juca nubii, dar frate, e pana aia. Hai, mai sunt 10 secunde și vom vedea acum unde se va strânge minunatul nostru cerculeț. Și... se strânge... unde? Nu la noi, deci hai să mergem. Știți tipul ăla de player care... în ultimele, când sunt topul de-astea mici și văd că au arme proaste, își cumpără de la vending machine un ceva scump, ceva epic legendar. Frate, nu e ok să faci chestia asta. Gândește-te că tu ai nevoie de materiale în jocul ăsta, cât mai multe materiale tu ai nevoie. Și tu ți le folosești pentru un amărât de heavy, care tu ai pump, spunem, albastru, care, na, heavy mult mai bun, dar dacă nu ai materiale, degeaba. Nu poți să aduci heavy legendar. Ne materiale ești muci. Suntem în zonă, nu? Da, suntem. Bă, frate, trebuie să campez, pentru că... sincer, vă spun, m-a luat puțină panică. De ce? Întrebați-mă, că nu o să pot să vă răspund la această întrebare. M-a luat o mare panică, sunt foarte panicat în momentul ăsta. Mă gândesc ce să fac, cum o să câștig eu acest match. Mă gândesc că n-am nicio șansă, mă gândesc că șansele mele de a câștiga acest match sunt zero. Deja sunt panicat, sincer, îmi pare rău. Dacă o să pierd acest match sau să-l câștig cu un kill, dar, na, sunt foarte mega extra panicat. Mega, extra, ultra panicat. În momentul acesta sunt foarte panicat, așa că vreau să... ups. Hai să bat acolo, i-am văzut. Deci chiar dacă pierdem acest match sau câștigăm ca un noob, vreau să dați acolo un like. Și să nu spuneți în comentarii că am câștigat ca un noob, ok? Deci deja m-am panicat, știu că n-am niciun kill. Bă, eu gândesc altfel când am mai multe kill-uri, gen când am 5 kill-uri. Gândesc așa, când am vreo maxim 4-5 kg în topuri mici, gândesc așa. Bă, dacă am făcut 5 kg și mai sunt 3 oameni, pot să-i omor și pe ăștia. Adică am făcut 5 kg, de ce nu să fac 7 sau 6? Deci când bă, când am făcut nimica și probabil la 1000 de kg, na, pana mea, gândesc, bă, ce am făcut eu în meciul ăsta? Sincer, nimic. Ce fac? Nu. OMG. Bă, hai că suntem ok. Ups, ce-a fost o construcție așa din partea mea, Alexe? Concentrează-te la construcție, Alexe, ce-ai pățit? Vedeți, sunt panicat. Eu nu construiesc așa, știi? A venit un copil, să-l de la acolo. Acum dați mea că sunt mor, nu?
Batima, fraților! Fraților, nu mai pot, îmi bate inima rău. Sunteți nebun? Când v-a spus că mă panichez, nu m-ați crezut. Yes, but win, motherfucker! Hai să băgăm aici un dance therapy. Deși am făcut doar 2 kill-uri, am făcut win. Pe video, tăceți din gură. Bun. Hai, easy. Bă, n-a fost chiar așa easy, dar... Bă, fraților, ca să vedeți și voi, frate, deci m-am panicat rău. Noroc cu rocket launcher-ul ăsta, mulțumesc doamna că mi-a dat acest rocket launcher. Bun, vreau să vă spun în acest videoclip că... Unul la mână, am făcut doar 2 kill-uri. Îmi pare nespus de rău. Până la top 5 n-am întâlnit pe absolut nimeni. Am stat puțin ca nubii pentru că se bătea oia și am zis să nu mă bag. Și am zis că ce să mă bag. Am ajuns în top mic, l-am luat pe unul, am ajuns după 7 HP. Am avut noroc cu un slurp. Ăla nu știu ce făcea, unde era, am dat un rocket launcher și easy win. Așa că nu uitați să apăsați butonul de like pentru acest win. Să dați un subscribe, să apăsați pe clopoțel. Să fiți la curent cu tot ce fac eu pe acest canal și tot ce postez eu pe comunitate și pe tot. Eu am fost Tera și ne vedem la următorul episod de Fortnite. V-am pupat!